Bine v-am găsit, dragi prieteni! Este momentul unui mesaj din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Eu nu sunt decât un mesager care își dorește să se așeze la dispoziția Duhului Dumnezeu ca să mă inspire pentru a crește în credință împreună, și eu și dumneavoastră. De fiecare dată când vestesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând investesc mie și apoi dumneavoastră. Am nevoie de aceste mesaje și îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat acest privilegiu. Suntem la mesajele sub genericul Întrebări înainte de miezul nopții. Cel mai interesante întrebări din Biblie, care mi-au fost puse pe suflet, am încercat să le disec și să le pătrund în adâncimea lor. Sper că vă bucurați și dumneavoastră de aceste mesaje. Astăzi avem un mesaj din Geneza, capitolul 27, cu versetul 18, ultima parte. Geneza, 27, cu versetul 18, spune. Cine ești tu, fiule? Cine ești tu, fiule? E bine, vă spusesem în ocazia trecută că suntem în familia lui Isaac și a Rebecăi. Am intitulat mesajul din această ocazie Închinătorii Zeului Imagine sau Închinătorii la Zeul Imagine. În fiecare dimineață, de când ne trezim, ne aranjăm să avem o imagine bună. Ne spălăm, ne ducem în oraș, să avem o imagine bună. Nu mă refer în acest context, dragilor, la imaginea noastră fizică în primul rând. Și nu vreau să critic faptul că unii dintre noi ne aranjăm, ne spălăm, ne scoatem pungile negre de sub ochi. Ne facem puțin mai proeminenți ochii și așa mai departe. Nu la acest aspect mă refer. Ci mă refer la tot ceea dintre noi care ne dorim să părem altcineva decât suntem în realitate. Începem cu mine. Mă rog Domnului ca acest mesaj să fie vestit pentru Sufletul meu și pentru Inima mea. Și la această întrebare: cine ești tu, fiule? să nu răspund așa cum a răspuns Iacov. Și nume ce a răspuns Iacov? În Genesa capitolul 27, versetul 19, zice Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau, fiul tău mai mare. Iacov a răspuns, eu sunt Esau. Cine ești tu, dragul meu? Eu sunt un om important în familia mea, eu sunt un creștin autentic la locul de muncă, trebuie să fac impresie bună, trebuie să fac o imagine bună. Eu fac parte dintr-o biserică pe care nu trebuie să o cobor deloc în ochii oamenilor prin atitudinea mea. Ei bine, chiar dacă am eu o atitudine greșită, măcar biserica să fie înălțată corect înaintea oamenilor. Noi chiar dacă suntem păcătoși și avem o viață dublă, nu-i nimic lucrul acesta, trebuie doar să nu se observe. Despre acest tip de gândire vreau să vorbesc astăzi și la acest comportament fac referire. Am împărțit mesajul în această ocazie în trei momente. În primul rând vom vorbi despre planul necinstit. Planul necinstit. Și despre ce este vorba? De la capitolul 1, de la capitolul 27, versetul 1, se spune că în această familie patriarhală, monogamă, și iată că Isaac, cel care a primise soție prin providența lui Dumnezeu, este singurul patriarh monogam, pentru că și Avram a avut mai multe neveste, și Iacov a avut mai multe neveste, dar Isaac rămâne la Rebecca și a iubit-o. A iubit-o de plin. Isaac îmbătrânise, Ochii îi slăbiseră, așa că nu se mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, nu mai vedea. Atunci a chemat pe sau fiul lui cel mai mare și i-a zis, Fiule, iată mai răspuns el. Isaac a zis, Ia că am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adun vânat. fă o mâncare, cum îmi place mie, și adun să o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Oare de ce nu avea el mâncare cum îi plăcea lui? De ce avea nevoie omul ăsta de o mâncare să o mănânce, să savureze, ca să-i vină inspirația să binecuvânteze pe sau? Vă spusesem în ocazia trecută și mulți dintre dumneavoastră, poate că n-ați fost de acord cu mine, că la un moment dat relația lui cu Rebecca nu a funcționat foarte bine, a început să se deterioreze și... Deși Rebecca știa ce fel de mâncare îi place lui nu-i făcea. Decât atunci când voia ea să-i facă. Am un prieten care a avut o problemă mare la un moment dat în viața lui și când s-a căsătorit, i-a spus nevestisii, draga mea, uite ce te rog eu. Știu că la voi se fac numai supe strecurate. Ce făcea? Soția lui făcea o supă de verdețuri, apoi scotea verdețurile din supă și punea supa limpede, în care fierbea niște a luat sau făcea niște găluște. Dar el mâncând la mamă sa acasă uh, ciorbele cu totul împreună, cu tot cu legumele respective și supele cu tot cu legumele respective, tăiate mai mărunt, artistic sau neartistic, i-a spus, uite, te rog frumos, lasă-mi ie verdețurile în zeamă ca să pot să mănânc, să mă bucur. Uh, cam de câte ori credeți că a făcut în viață chestia asta? De două ori. De două ori a făcut. De ce? Că ea de știa, deși știa ce-i place lui, nu îi făcea ce-i plăcea. Nu voia. Sunt foarte mulți soți care știu exact cum i-ar place soției. Să-i se facă, să-i se spună, să-i se vorbească. Nu fac, domnule. De ce? Că nu vor. E așa un, în stăpânire, un duh de nu care ruinează și dărâmă. De ce trebuie să fie așa? De ce? În fine, Rebecca a ascultat ce spunea Isaac fiului său sau, Iată o altă sincopă. Nu știu dacă a ascultat la ușă sau era pe acolo prin zonă și a tras cu urechea. Nu știu. Dar a ascultat. Și sau s-a dus la câmp să prindă vânatul să-l aducă. Apoi Rebeca a, a zis fiului său Iacov, iată am auzit pe tatăl tău vorbind astfel, fratului tău Esau, adun vânat, fă o mâncare ca să mănânc, te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum fiule, ascultă glasul meu, fă ce-ți poruncesc, du-te de ea, ia din turmă doi iezi buni ca să fac din ei, tatălui tău, o mâncare gustoasă, cum îi place. Știi, aia cum să fac, cum îi plăcea lui, doi iezi, da? Tu ai să o duci tatului tău, să o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale, iată, iată apelurile Duhului Sfânt atunci când faci un plan, când calea ta vrea să umble pe calea celor păcătoși, când scaunul tău este a celor bagiocoritori, când ochii tăi merg pe căile acestei lumi și nu sunt în direcția cea bună, Duhul Sfânt îți aduce înainte tot felul de reacții, tot felul de piedici, să nu se duci la îndeplinire planul, planul nelegiuit, planul necinstit pe care l-ai de făcut. Și Iacov, condus de Duhul lui Dumnezeu în sufletul lui de copil firav și uh, ne mușcat de ambițiile mamei sale, îi spune, mama, mamă, fratele sau este păros și n-am păr deloc, poate că tatăl meu mă va pipăi, voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Nu se poate. Mamă, oprește-te. Nu e ok. Planul ăsta este un plan uh, nepotrivit. Uh, necinstit. La care mama sa are o reacție foarte interesantă, exact așa cum avem și noi de foarte multe ori. Păcatul meu să fie fiule. Păcat. Ați auzit expresia asta? La unii oameni. Hai, du-te și fă chestia asta. Dar nu, nu fac, că e păcat. Păcatul meu să fie. Fă numai dacă zic eu. Mama să a zis, blestemul acesta, fiul se cade peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te a dumil. Iacov s-a dus de aluat, i a luat, i-a dus mamei sale, care a făcut o mâncare. Cum îi plăcea tatălui? Doamne, ce triste cuvinte acestea. Deci, mă eu sunt un pic subiectiv, probabil, dar. Trist. Cum îi plăcea tatălui să știa cum îi plăcea. Știa bine cum îi plăcea. În urmă, Rebeca mai recurge la un plan. A luat hainele cele bune ale lui sau fiul ei cel mai mare, care se găseau în casă. Le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. Imaginați-vă că erau gemeni. Erau gemeni, erau... semănau foarte mult. Totuși, indiferent cât de mult seamănă, părinții îi deosebesc din prima. Noi, oamenii obișnuiți, când îi vedem, nu îi mai deosebim, dar dacă stăm o vreme cu ei, imediat știm, ăla e cu tare, ăla e cu tare. Dar părinții imediat îi deosebesc, nici nu trebuie să stea prea mult pe gânduri. Însă, Rebecca a pe faptul că Isaac era orb și că nu mai vedea bine și cu toate acestea, S-ar putea să nu se prindă cu privire la voce, dar dacă îl pipăie, dacă are el să fie bine ticluit. Pentru că dacă o minciună nu este însoțită și de un plan de rezervă, planul B, sunt foarte puține șanse ca să nu fie prinsă. Dar dacă minciuna este însoțită încă de un plan de rezervă, de salvare, hmm, are mai multe șanse să treacă. Și. După ce a luat hainele lui Esau, auziți acum ce se întâmplă, în versetul 16. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul care era fără păr. Doamne, ce a trecut prin cala femeia asta? A făcut primul transplant din istorie. I-a pus piele de iezi pe gât, pe mâini, a dat în mâna fiului său, Iacov, mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. După planul necinstit, urmează în al doilea moment. Principii abandonate. Vezi, noastră, dragi prieteni, când faci un plan necinstit, este una Păcatul se cuibărește în mintea ta. Faci planul. Dar când îl duci la îndeplinire, îți abandonezi principiile. Să nu uiți lucrul acesta. Întotdeauna principiile vor fi abandonate dacă în prealabil ai făcut un plan necinstit. De aceea, zice Apostolul Pavel atât de frumos, orice gând îl facem rob ascultări de Hristos. Este imposibil ca ciorile să treacă pe deasupra capului tău dar este opțiunea ta dacă lași vreunul dintre ele să-și facă cuib în capul tău. Este imposibil să nu-ți vină gânduri ale unor planuri necinstite. Dar este opțiunea ta dacă lași ca aceste gânduri să se transforme în realitate și în principii abandonate. Iacov vine în fața Tatălui său. Mi imaginez pe Isaac stând pe un pat, nu mai vedea, dar știți, când o persoană nu mai vede, el aude foarte bine, ea aude foarte bine, pipă e foarte bine. Iacov a răspuns tatălui său. El a venit la tatăl său și a zis, vestul 18, Tată, iată-mă, a zis Isac. cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt sau fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, rog, te șezi de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Probabil că Iacov încerca să imite vocea fratului său Esau, care probabil că era puțin mai joasă, umblând prin munți, prin păduri. Probabil că Iacov tremura în inimă de faptul că tatăl său s-ar putea să descopere că ceea ce avea în farfurie nu era vânat, ci era un animal de casă. Să știți că pe vremea aceea era mare deosebire la gust între un vânat și un animal de casă. Și avea inima cât un purice. Eu sunt Esau, zice Iacov. Isac continuă testul. Cum l-ai găsit, fiule? Așa repede? Ai și venit, ai și gătit? Cum l-ai găsit? Deja, deja Isaac începe să aibă îndoieli. Începe să aibă îndoieli. Dar la răspunsul lui Iacov, cred că îi se spulbere orice îndoială. Și Iacov a răspuns. Domnul, Dumnezeul Tău mi l-a scos înainte. Iată, principii abandonate. Știți, noi toți suntem păcătoși. Dar păcătoșii se împart în două feluri, în, în două categorii. Păcătoși care zic, Doamne, iartă-ne, suntem păcătoși. Aceasta este o stare de păcat. Te rog, scoate-ne din această stare de păcat. Tânjim să ieșim din această stare de păcat. Vrem să nu te supărăm. Vrem să trăim o viață curată. Aceasta este o primă categorie de păcătoși, care nu numesc niciodată răul bine și bine rău. Și mai există o categorie de păcătoși care, deși sunt în păcat, zic așa, Mă, nu faci să stai din asta? Toată lumea o face, domne. O, e așa mare problemă, nu. Dumnezeu mi-e martor că eu sunt sincer, domnule, acum. Deși el știe că nu este sincer. Și pentru oamenii aceștia există un mare risc, un mare risc. Pentru că atunci când tu numești răul bine și bine răul și mai pui și pe Dumnezeu în, ecuație, în ecuația minciunii tale ca să dai credit Discutam o dată cu uh, niște oameni care sunt o categorie aparte în România. Și unul dintre ei zicea: Să pedepsească Dumnezeu familia mea. Și a spus, prietene, lasă, nu, mai, nu mai băga pe Dumnezeu în minciuna ta acum. Nu-l mai băga pe Dumnezeu în minciuna ta și sunt unii care abandonează principiile de tot, tocmai pentru a-și aduce la îndeplinire planurile lor diabolice. Și pun și pe Dumnezeu în ecuație. Așa a făcut și Hitler. Există un singur cel suprem, o singură datorie supremă, purificarea rasei. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să avem o rasă pură ca să nu existe intermediar între om și maimuță. Oricine nu era din rasa ariană, trebuia să fie eliminat, respectiv evrei, țiganii și toți ceilalți, care nu erau ca el, rasa pură. Și îl băga pe Dumnezeu în ecuație, că Dumnezeu vrea să fim perfecți când ai renunțat la principii, când ai abandonat principiile și l-ai pus pe Dumnezeu martor în minciuna ta, este jalnic. Este o jegoșenie fără margini. Dacă te-ai împiedicat și ai păcătuit, ridică-ți ochii spre cer și spune, Doamne, sunt un păcătos, ce fac eu acum nu este bine, este păcat, scoate-mă de aici, tânjesc după o viață curată. Nu zi, așa mare problemă. A, domnule, că am văzut și la biserică tineri, ceilalți. Oricum o fac toți. Uh, ce? De mine te-ai legat. A, să văd, Dumnezeu e mare și bun și... Nu-L băga pe Dumnezeu în ecuația lepădării tale. Domnul Dumnezeu mi l-a scos înainte. Tragic. Isaac a zis lui Iacov, al treilea test, apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu sau. Doamne, cred că ăsta avea o inimă de -i spărgea pieptul. Iacov s-a apropiat tatăl său, Isaac, care l-a pipăit și a zis, glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui sau. Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile lui erau păroase, ca mâinile fratelui său, Esau. Și l-a binecuvântat. Isaac a zis, a doua oară, tu ești deci fiul meu, Esau? Iacov a răspuns, eu sunt. Vinciunea dublă. Dacă ai pornit pe calea asta zi, minte până la capăt. Câți dintre noi ne-am făcut așa, dragilor? Întrebarea de astăzi străbate veacurile și ajunge până în sufletul nostru și te întreabă Dumnezeu pe tine și mă întreabă pe mine. Cine ești tu, fiule? Nu cine te dai că ești. Ci cine ești tu cu adevărat? Iați timp pentru câteva secunde și în, în fața propriei tale conștiințe spune Lui Dumnezeu cine ești tu cu adevărat? Cine ești? Eu sunt uh, un om nobil în societate. Eu am o imagine bună. E tragic. Că mulți se închină acestui zeu numit imagine. Pentru ei sufletul nu contează. În sufletul lor ei știu cum sunt cu adevărat. Dar ei trebuie să salveze aparențele. Ați auzit de această expresie? Trebuie să salvezi aparențele. Nu cine te dai că ești este întrebarea lui Dumnezeu pentru tine astăzi, ci cine ești tu cu adevărat. Eram copil și mă duceam la mătușa mea, sora mamei mele de foarte multe ori și cred că ne ascult acum în acest moment. Și pe frigider avea un coș cu fructe. Și într-o zi am ajuns iarna la ea și am văzut cu surprindere un coș cu banană, cu strugure, cu măr, cu pară. Doamne, ce bunătăți m-am gândit! Repede m-am dus, am înșfăcat o banană și când s-o desfac... Ce credeți? Era din plastic. Erau fructe din plastic, eram pe vremea comunismului, găsise undeva prin Ungaria, probabil, o imitație de fructe și le-a luat acasă și eu am crezut, prunc prost, vorba aia de la țară, că sunt adevărate și erau din plastic. câte dezamăgire am avut când erau aceste uh, fructe din plastic. Mai târziu am crescut și m-am dus prin Arad și am văzut la un restaurant niște ghirlande de flori și mi se păreau sensaționale și era prea devreme primăvara acele flori apărute și mă uitam la ele, păi, dar sunt reale, efectiv, sunt, 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 reale, dar, dar am mirosit, nu miroase, nu miroase și am pipăit și nu mi am dat seama că sunt artificiale până când n-am încercat să rup una dintre flori, pentru că astăzi tehnicile de disimulare au ajuns atât de dezvoltate Imaginea este o industrie atât de bine pusă la punct încât toți ne închinăm în fața acestui zeu al imaginii propriei noastre ființe și nu ne interesează cum suntem cu adevărat. Avem atât de puține momente când stăm înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, ăsta sunt. Vă spun un secret. <coughs> Niciodată când mă rog, nu încerc să-l impresionez pe Dumnezeu. Am multe greșeli, am multe păcate, dar atunci când mă rog, nu încep cu formulări uh, din acestea pe care le-am auzit eu pe undeva ca să dau impresia că, mamă, ce știe ăsta? Nu, ci spune Dumnezeu exact așa cum simți și exact așa cum sunt, Doamne, Tu mă știi, exact, nu vine înaintea Ta altfel, nu? Nu, nu vreau să pretind că sunt altfel de cum știi Tu că sunt. De aceea, uneori sunt foarte vulnerabil. Dar nu-mi pare rău că vin înainte lui Dumnezeu exact așa cum sunt. Fii așa cum ești. Nu te da că ești altcineva. Cine ești tu, fiule? Eu sunt uh, sau? Cum, cum a reușit să faci treaba asta așa de repede? Domnul mi l-a scos înainte. Cum ai reușit să faci banii ăștia așa de mulți? Domnul m-a binecuvântat și tu sigur că n-ai avut pe Domnul în viața ta, știi sigur că doar ai furat și știi sigur că doar ai înșelat și ai avut niște bani. Și zici, Domnul m-a ajutat, m-a binecuvântat. Cât de pervers e viața asta câteodată? Cât de pervers suntem? Cât de pervers putem fi? Imagine. Arătăm bine la costum, la cravată, Al treilea moment după principii abandonate este peregrin prin pustiuri. Știți ce se întâmplă? Iacov primește binecuvântarea. Esau vine de la câmp, face ciorbă repede, îi aduce tatălui său, când au de tatăl său se îngrozește și, și parcă ceva îi spunea în inimă, vezi că nu e, nu e Esau ăsta, și zice lui sau îmi pare rău, fratele tău a venit cu vicleșul, a furat binecuvântarea. N-ai decât această singură binecuvântare, tată. Binecuvântează-mă și pe mine, tată. Nu se poate. Pentru că nu se poate binecuvânta de două ori în același context. Nu poți să primești binecuvântarea lui Dumnezeu de două ori în același context, odată. Deci nu poate binecuvânta și ziua șaptea săptămânii și o altă zi. Binecuvântarea datului Iacov nu poate să da și lui sau în acel context. Și mama sa, ca să salveze situația, după ce sau se enervează, îi spune lui Iacov cu următoarele cuvinte. Ascultați. Versetul 43. Acum fiul ascultă sfatul meu. Iar îi zice cum i-a zis. Sfatul ei n-a fost întotdeauna plină de înțelepciune. Acum fiul ascultă sfatul meu. Scoală-te, fugi la fratele meu la ban în Haran. Rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău. Până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce ai făcut. Atunci voi trimite stecheme. Pentru ce să fiu lipsite de voi amândoi într-o zi? Rebecca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Iată-o pe Rebecca. Scârbită de viață. Și Iacov a plecat și este posibil să nu-și mai vadă mama niciodată. Dragilor, fiecare dintre noi suntem peregrini prin pustiul acestei lumi, la fel ca și Iacov. În peregrinajul pustiului acestei lumi, Dumnezeu însă deschide tronul Harului peste mine și peste tine, peste noi, cei perverși care am încercat să fim de atâtea ori altceva decât suntem în realitate. Și în modul cel mai ciudat, unui înșelător îi descoperă planul de mântuire. Era arată scara cerului unui înșelător. Și Dumnezeu îi zice, uite Iacove, vreau să mă întâlnesc cu tine față în față. Vreau să te privesc față în față. Nu, Doamne, nu, 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 încă, nu, încă. Mai te caut mai târziu, mai târziu. Iacove, cine ești tu cu adevărat? Iacove. Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi, adică cel care umblă cu de, de subturi, cel care disimulează, cel care te mușcă atunci când nu te aștept. Iacove, vreau să stau de vorbă cu tine. Nu, 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 încă, Doamne, uite, dacă tu nu vrei să de vorbă cu tine în realitate, voi sta de vorbă cu tine în vis. Dumnezeu îi dă un vis în care arată scara cerului. Și acesta este Dumnezeu. Nu știu de ce s-a îndurat de un păcătos ca mine. Nu știu de ce. Nu știu de ce uh, îi descopere un lui Iacov o scară a unui viu pe care urcă îngerii lui Dumnezeu și coboară. Nu știu de ce îl arată lui Iacov femeisia, nu știu de ce. Nu știu de ce uh, maestatea sa, porcarul, atunci când se întoarce acasă, este primit cu haina, cu inelul în deget și cu încălțămintele în picioare după ce cheltuise și își bătur să joc de toată averea tatălui. Nu știu de ce stilul lui Dumnezeu este acesta. Când femeia aceea a avut cese cinci bărbați, iar cel cu care stătea acum nu era bărbatul ei, și când Domnul Hristos se uită la ea în ochi și zice, eu sunt Mesia. Nu știu de ce ea are parte de această revelație. Sau poate știu. Poate știu. harul îndelung răbdătura lui Dumnezeu își întinde mantia și peste ei, și peste mine, și peste tine. Cine ești tu, fiule? Eu sunt Esau, serios. După ce Iacov pleacă la unchiul său, după ce petrece acolo șapte ani pentru Rahela, este păcălit, este dată Lea. Așa cum el îl înșelase pe fratele său, a fost și el la rândul său înșelat în o carte de engleză fără profesor, îmi duc aminte de o poezie care are titlul The Bitter Bit, Înșelătorul Înșelat. Uh, se durește încă șapte ani pentru Rahela. Până la urmă uh, ia fetele și copiii și pleacă și ajunge la părul Iaboc. Și ascultați, vă rog, momentul în care Dumnezeu se întâlnește cu el față în față. Și descriți împreună cu mine Geneza la capitolul 32. Versetul 24 zice, Iacov însă a rămas singur atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la închetura coapsei. Omul acela a zis, lasă-mă să plecă să revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. El avea singură obsesie, binecuvântarea, binecuvântarea, de la Dumnezeu binecuvântarea. să a acum o întrebare pe care um, omul lui Dumnezeu o repetă și zice Cum îți este numele? Cum îți este numele? Cine ești tu fiule? Și el de data aceasta răspunde, Iacov, cel ce ține de călcăi, ăsta sunt. Sunt un ticălos, sunt un înrocit. Și aici este vorba de întâlnirea personală cu Dumnezeu. Noi putem alerga de lângă Dumnezeu, putem să ne dăm oricine vrem noi, putem să înșelăm o grămadă de lume, putem să mimăm creștinismul, putem să uh, fim ca o... Uh, reprezentație de circ numită Salonul Parizian, în care un dresor a pus niște maimuțe să pună masa și maimuțele, în loc să facă un scandal teribil, au așezat frumos farfurile cu supă, au pus supa în farfurii, au mâncat, s-au șters frumos la botic, au strâns totul și au plecat într-o ordine desăvârșită. Iar acest dresor vine în fața oamenilor și le zice și totuși sunt doar niște maimuțe. Nu s-a schimbat natura lor cu ceea ce au făcut. Lucrurile se schimbă doar din interior, doar prin nașterea din nou. Cine ești tu, fiule? Eu sunt sau. Nu e bine sau ajungi peregrin. Tu ești Iacov, dar te dai sau ajungi peregrin în lumea aceasta, prin pustiul acestei lumi, ești înșelat la rândul tău, faci avere, degeaba o faci, că o dai fratelui tău după aceea. Și iată că vine într-o zi Dumnezeu cu care n-ai vrut să te întâlnești. N-ai vrut să stai de vorbă cu el, el s-a în vis, nu ți-a trebuit pe Dumnezeu. Ți-a trebuit doar așa, la masă câteodată când te rugai sau seara la culcare sau când erai într-o situație mai delicată și vine o zi când Dumnezeu îți pune mâna în gât și zice băi prietene, cum te cheamă? Care este numele tău? Iacov. Aha. Vine într-o zi Dumnezeu când stă de vorbă cu tine față în față. și zice tu crezi că te mai poți da după deget? Nu te mai poți da. Tu ești Iacov. Tu ești înșelătorul. Tu ești perversul. Tu ești cel care Ține de călcâi, cel care umblă cu șiretlicuri. Dar pentru că tu ai înțeles că nu mai trebuie să joci lecția aceasta de simulării non-stop, nu te vei mai chema Iacov. Te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oameni și va fi biruitor. Dragilor, Howard Welkin un autor englez sau american, mi se pare. Are o, o lucrare foarte frumoasă în care scrie Mă plimbam printr-o grădină cu trandafiri. Am luat timp să privesc un trandafir roșu drept în față. L-am privit uimit câteva clipe, apoi am zis Te poți destinde acum. Nu trebuie să fii atât de încordat tot timpul. Îți va produce prăbușire nervoasă. La care trandafirul zâmbi și spuse, dar eu nu mă prefac, eu așa sunt. Eu nu mă chinui să stau drept. Apoi a dus mai departe și la fereastra lui a auzit un mimus. Mimusul este o pasăre cântătoare americană care cânta, cânta cu gușulița a ei, dumnezeiască, triluri atât de frumoase, că parcă se pregătea pentru un concert pe care avea să-l țin în cer. A deschis ușor ușa și a zis, a, geamul și a zis, auzi, îți poți odihni acum glăsciorul. Nu trebuie să concertezi așa tot timpul. Nu sunt decât eu acasă și câțiva vecini. La care mimusul zimbi și spuse, ei vezi, pentru mine este natural să cânt așa. Nici nu m-am gândit că ești acasă, nici n-am știut. Și continuă Howard când și spune, este tot atât de ușor pentru un munte să-și înalțe pieptul spre norii diafani, după cum este ușor unei ciuperci să se ridice la câțiva centimetri de la pământ. Pentru că fiecare element al naturii este natural. Este așa cum se vede. Doar omul a ajuns să fie pervers. Și Domnul Hristos, Întutorul lumii pune această întrebare astăzi mie și ție. Cine ești tu, fiule? Pune întrebări instituțiilor. Cine ești tu, McDonald's? Cine ești tu, Biserica Ortodoxă? Cine ești tu, Biserica Adventistă? Cine ești tu, Biserica Pentecostală? Cine ești tu, Petrom, ONV? Dincolo de imaginile pe care le afișăm. Că știu că imaginea este business, este marketing, ne închinăm cu toții la această statuie impozantă a imaginii. Ah, cât de frumos, cât de bine! Cine ești tu cu adevărat? Nu cine te dai că ești, ci ce matrapazlâcuri se fac acolo în interior, dacă se fac. Cine ești tu, Cornel Dervășan? Domnul Hristos zicea, Vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Pentru că voi curățați partea din, afara blidului, dar pe dinăuntru rămâne plin de smoală și de murdărie. Cine ești tu? Fiule. Eu sunt sau să dau bine, să, să nu zică nimeni nimic, să, să, rămână conflictele acolo, să fie băgate sub preș, să nu știe nimeni, să nu fie rezolvate, să nu, să nu iasă mas media, cam atât. Dincolo putem să punem și niște alimente expirate, dacă nu se simt, mai punem niște euri, nu e nicio problemă, să fie totul cu design, cu imagine. Dună, da, dar în poza aia de pe ecran arată altfel că e sandwich ăsta. Da, știți cum este poza întotdeauna, trebuie făcută ca să atragă și... dar în fiecare lună parcă le faceți mai mici și mai mici, mai mici sandwich astea și... Dom'le, ce să facem, știți, inflația, știți, cu tare. Dom'le, nu mai cumpărăm din gropile comune de țiței de pe valea Prahovei, motorină. Cumpărăm de la pompă. Și cum e posibil ca această pompă să fie apăsată și să nu dea nimic în rezervor și să meargă uh, banii? De ce este așa? Păi știți, a fost o defecțiune locală, nu este nimic. Știți ceva? Toate aceste defecțiuni și toate aceste închinări la zeul imagine, să nu iasă în mass media, să nu știe nimeni să nu cunoască nimeni. Toate acestea vor fi într-o pe față. Și Dumnezeu zice, mai întâi de toate, Evanghelia după Luca, la capitolul 12, versetul 1, zice Domnul Iisus Hristos, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Cum adică mai întâi de toate? Adică mai întâi de că la un moment dat Domnul Iisus zice, Matei 6, cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Adică mai întâi de mai întâi, da, mai întâi de toate. Că dacă ești fățarnic și cauți doar așa ca să vadă lumea că tu ești un om spiritual, doar așa să te duci la biserică cu Biblia, să arăți la oameni că ești cu Biblia, dar de fapt Biblia este plină de praf în casa ta și habar n -ai. Cine a fost pilat din pont? Cine a fost pilat din pont? A zis unul pe stradă și el a zis, Măgarul pe care a urcat Domnul Iisus în Ierusalim. Da, istoric nu e adevărat, dar în glumă putem spune că n-a fost departe de adevăr. Dacă nu știi elemente, elemente esențiale, de ce te dai? Că dă bine? De ce te dai? Ce nu ești? Lucrurile, dragilor, capătă dimensiuni dramatice. Știți de ce capătă dimensiuni dramatice? Mi-am aminte de un text al Domnului Isus care pe mine mă înfioară și mă doboară și vreau să vi spun și dumneavoastră onest în această seară. La un moment dat zice vame și, și curvele merg înaintea voastră în Împărăția Lui Dumnezeu. Wow! Cum e posibil așa ceva? Adică cum? Adică un vame și la care fură, un funcționar la care fură, un... Uh, și prostituatele care își vând trupurile și care păcătuiesc și care sunt pe centură, cum ar putea fi ele înaintea noastră în Împărăția Lui Dumnezeu? Da, știți de ce? Pentru că li se vor ierta mult că ce-au iubit mult oamenii aceștia. Pe când noi care zicem că suntem creștini, care zicem că suntem cu adevărul, care zicem că avem Biblia, care zicem că avem Cartea Sfântă, care zicem că mergem la biserică. Suntem doar peregrini prin pustiurile acestei lumi. Și tot amânăm, tot amânăm, tot amânăm confruntarea aceasta cu Dumnezeu, față în față, în care se spune, Doamne, ăsta sunt! Ăsta sunt! Un nenorocit! Iartă-mă, primește-mă, renoiește sufletul meu. Ăsta sunt, Doamne. Ați auzit vreodată pe Domnul Iisus Hristos spunând Vai de voi prostituatelor, că o să vină judecata lui Dumnezeu peste voi. Vai de voi romanilor, că o să vină popoarele migratoare peste voi într-o zi. Vai de voi vameșilor, că voi furați cu două mâini și de la romani și de la iudei. Ați auzit vreodată discursul Domnului Iisus Hristos spunând așa? Nu ați auzit, nu? Nu, pentru că Domnul Iisus zice că mai întâi de toate păziți-vă de chestia asta, de luatul fariseilor care este fățărnicia. Și el nu zice decât vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din morar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Dragilor, să nu ne mai închinăm la zeul imagine. Să nu ne intereseze în primul rând imaginea, ci să ne intereseze caracterul nostru și un caracter frumos va genera în timp o imagine frumoasă. Pentru că filozofia behavioristă, comportamentalistă, doar a învăța niște deprinderi, pacea Domnului, cu un zâmbet fake pe față. Doar a învăța niște chestii de uzură, Acum ne ridicăm toți în picioare, da, ok, hai să ne ridicăm, să cântăm. Acum cântăm toți, da, cântă toți, bun, hai să cânt și eu. Aceste lucruri de conjunctură, care definesc imaginea noastră, nu sunt realitatea. Realitatea este răspunsul onest la întrebarea cine ești tu, fiule. Nu cine te dai că ești, ci cine ești tu cu adevărat. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, ticăloși, prea curvari, sau chiar ca vame la acesta. Acest spirit trebuie să dispară din Biserica Creștină. Fiecare dintre noi să vină înaintea Domnului în această ocazie să spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, am, am, am mințit, am înșelat, am făcut rău, am zdrobit. Iartă-ne, Doamne, ăștia suntem. primește ne la Tine. Nu mai vrem să amânăm întâlnirea cu Tine, pentru că știm că dacă această întâlnire va fi pe patul unui spital cu un diagnostic cumplit, unde ori nu mai putem îndrepta lucrurile, de aceea vrem să îndreptăm astăzi. Primește-ne, Doamne, la Tine astăzi. Dă-ne harul Tău, dă-ne pacea Ta, dă-ne discernământ, ca să putem să nu facem planuri necinstite ca să putem să nu abandonăm principiile. Și în peregrinajul nostru prin pustiul acestei vieți să te găsim pe tine. Și să ne privim ca într-o oglindă. Pentru a vedea ce este murdar. Și pentru a alerga la cel mai puternic detergent din toată istoria. Sângele Domnului Iisus Hristos care ne curățește de orice păcat. Acesta este mesajul meu pentru voi și pentru mine. În numele Domnului Hristos. Amin.